Hurgie peste România, județele afectate de codul roșu sunt izolate de restul țării. Viscolește cu peste 80 de km la ore, iar utilaje de dezăpezire nu fac față. Și autostrada A2 București-Constanța a fost închisă. Chiar și așa, cei care au apucat să intre pe autostradă n-au mai putut ieși decât cu ajutorul mașinilor de la armată. O sperietură pe care o caută mulți șoferi care s-au certat cu polițiștii, nemulțumiți că au rămas blocați în orașele afectate de viscolul puternic. Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de ninsori abundente și viscol pentru mai multe județe din țară, inclusiv Buzău, Brăila și Constanța. În aceste condiții, autoritățile au luat decizia de a închide autostrada Soarelui, care merge spre Constanța, inclusiv toate drumurile naționale din județele afectate de codul roșu. Unde mergeați? Voiați să ieșiți pe autostradă? Da, vroiam, dar e închis tot. Unde voiați să ajungeți? La Constanța. Și ce altă rută aveți acum? Nicio rută, tot închis. Nu degeaba a fost luată această decizie. Mașinile care au intrat pe autostradă înainte de a fi închisă au rămas înzăpezite. Nu avem localități izolate. Vreau să fac precizarea că și în prezent acționăm pe autostrada A2 pentru a scoate autovehiculele aflate în zona de risc cu echipaje ale forțelor de intervenție și echipaje ale poliției în coloană până la scoaterea ultimului vehicul de pe autostradă. A fost nevoie de intervenția militarilor pentru a scoate autoturismele din nămeți. 50 de mașini au rămas blocate la kilometru 77 și alte 20 la kilometrul 196 pe sensul de mers spre Constanța. E cumplit, îngheți aproape instantaneu, cu două perechi de mânuși, te dor degetele de fric. Vântul bate aducând mii de ace de gheață, este imposibil să stai afară. Oamenii sunt supărați că nu pot părăsi orașul, dar polițiștii n-au încotro. Astea sunt ordinele, iar Constanța este izolată cât timp e în cod roșu. Șoferii nu par să înțeleagă deloc gravitatea situației, nici amenințările cu suspendarea permisului nu îi sperie. Dacă nu vă întoarceți, vă iau permisul, domnul conducător. Păi și omul ăla cum a trecut în față? I-ați luat permisul? Omul ăla duce alimente, sunt delegați de la ISU, duc alimente în localitățile înzăpezite, înțelegeți românește? Acum am venit pe drumul ăla și aveam 500 de metri, dar mers intru la serviciu. Toată lumea are acei 500 de metri. Acum până pot să iau? Domnule, e închis orice drum în afară localității. La Gigi, apă, mâncare, la animale, ce facem? Dar nu e zăpadă de 7 metri. Inconștiența unor șoferi a fost dusă la extrem. S-au gândit chiar să se aventurieze pe jos 10 de kilometri. Unde trebuie să ajungeți? Tot la Techirghiul. Păi ce faceți? Pe jos. Cum să o luați pe jos până acolo? E enorm de mult. O luăm pe jos, luați mașina aici și gata, ce să fac. Iar alții au crezut că un limbaj vulgar îi va intimida pe polițiști. Cum se poate să nu zic? Domnul meu, dacă ar băga la frate, e un drum micuț aici, nu e o autostradă. Acertați degeaba. La Galați, aceeași poveste, orașul este izolat. Cât rămâne drumul închis? Cât v-a anunțat? În cât timp? Nu ne-a anunțat. Suntem la intrarea pe drumul național 2B, care face legătura între cele două orașe, Galați și Brăila. Este ceea ce numesc localnicii șoseaua, adică este această șosea închisă încă de la 7 dimineața. Mai sunt doar utilajele de dezăpezire care din 10-10 minute se opresc pentru că nici ele nu mai reușesc să facă față viscolului. Nici aici șoferii n-au fost de acord cu decizia de a închide drumurile naționale. Am marfă, 500 de kg de marfă care mi-îngheață mașină pentru niște incompetenți, că nu pot să le spun altfel. Dar nu-i mai sigur așa pentru dumneavoastră? Nu-i sigur deloc, eu sunt sigur că ajung la Brăila dacă îmi dă drumul. Eu cunosc digul ăsta și fac 10 ori pe zi. Și ei ne țin degeaba aici. Unde trebuie să ajungeți? La Brăila. Aproape. Aproape. Putea să bage două freze în față și ne lua toată coloana, plecam cu toți. Și tirurile au rămas blocate în oraș. Aveți mâncare, apă, tot ce vă trebuie? Pentru astăzi da, dar mai rău pentru mâine, de vedem de mai stăm câteva zile. Astăzi e, pentru astăzi avem. La Slobozia, șoferii s-au convins singuri că nu se poate circula în afara orașului. Ați încercat să treceți? Da, da, și nu e nicio șansă, nu se vede la un metru. În acest moment, pe toate drumurile naționale din județul Ialomița, circulația este blocată datorită vizibilității reduse. Pe site-ul Ministerului Transporturilor găsiți o hartă interactivă cu starea drumurilor afectate de înzăpeziri. Harta prezintă în timp real sectoarele de drumuri cu circulație închisă sau îngreunată.